Peste 600.000 de turiști străini au sosit în România în prima jumătate a acestui an, dar 37% nu au apelat la unitățile de cazare turistice. Fie că lucrează deja în țara noastră, fie au venit în interes de afaceri. Datele INSE arată că în primele 6 luni, majoritatea locurilor de cazare au fost ocupate de români, aproape 85%, și sunt 16% turiști străini. Ministrul Turismului cunoaște situația, dar pasează responsabilitatea. Avem două cauze defavorizante. Pe de o parte, tot ce înseamnă măriri de prețuri la gaze, la energie electrică, la combustibil și, în general, mărirea prețurilor la orice produs, iar pe de altă parte, conflictul din Ucraina. Speranța mea este că vom putea egala numărul de turiști români și să ajungem măcar la jumătatea celor 2,7 milioane de turiști străini din anul 2019. Operatorii din turism spun că datele oficiale nu reflectă realitatea. Susțin că actualele campanii de promovare externă și participările la târgurile internaționale nu au avut efectul dorit. Deocamdată lucrurile se mișcă destul de încet. Două acte normative pe care le așteptam, comise și clare, un ajutor de minimis pentru participarea târgurilor internaționale, încă e pe circuitul ministerial. Și a doua, cea primă pentru incoming, pentru agențiile care reușesc să aducă turiștii care stau mai mult de două nopți. Suntem toți pe avarie. Toți își doresc un OMD național, o organizație națională de promovare a turismului în România. Până nu se termină războiul, nu cred că putem vorbi de o revigorare. Conflictul din Ucraina nu i-a speriat însă pe turiștii străini aflați în Sibiu. I wasn't feel scared, but I thought like, because I checked the map to see where is Ukraine comparing to Sibiu. There were no worries something like this, because it's in Germany, it's also very close, the war. This is our first time and I cannot say it's the last time. Always we travel on the east, it's very acceptable for us. Acum 12 ani, România avea peste 70 de milioane de euro buget și un brand turistic de creat. Am rămas cu jumătate din suma cheltuită cu celebra frunză, un buget de promovare de nici 3 milioane de euro și cu prezențe mediocre la târgurile internaționale.